Pilda omului mulțumit. A fost odată un om foarte sărac, care avea în schimb un cal foarte frumos, pe care dorea să-l cumpere stăpânul castelului. Dar de fiecare dată, bătrânul sărac îl refuza. "Pentru mine acest cal nu este doar un animal, este un prieten. Cum pot să-mi vând prietenul?" Într-o dimineață s-a dus la grajd și a descoperit că dispăruse calul. Toți sătenii au zis: "Ți-am spus doar, ar fi trebuit să vinzi calul. Acum a fost furat. Ce ghinion teribil!" "Ghinion sau noroc?" a spus bătrânul. "Cine poate spune?" Toată lumea a râs de el. Dar peste 2 săptămâni, calul s-a întors, urmat de o întreagă herghelie de cai sălbatici. Scăpase din grajd, a curtat o iapă tânără și s-a întors cu întreg alaiul după el. "Ce noroc!" au strigat sătenii. Bătrânul și fiul său au început să antreneze caii sălbatici. Dar o săptămână mai târziu, fiul său și-a rupt piciorul, încercând să îmblânzească pe unul din acești cai. "Ghinion," i-au spus prietenii, "ce ai să te faci acum fără ajutorul fiului tău? Ești și așa vai de capul tău." "Ghinion, noroc, cine poate ști?" a răspuns bătrânul. Câteva zile mai târziu, armata stăpânului a forțat toți tinerii din sat să devină soldați. Toți în afară de unul, fiul bătrânului care avea piciorul rupt. "Cât de norocos poți să fii!" a urlat sătenii. "Toți copiii noștri merg la război, dar tu poți să-ți păstrezi fiul acasă. Fiii noștri probabil vor fi uciși." Bătrânul a răspuns: "Ghinion, noroc, cine poate să știe?" Morala: mulțumirea aduce fericire chiar și în sărăcie. Nemulțumirea aduce sărăcie chiar și în bogăție. Să vă fie de folos!